Personalul didactic din Mehedinți dă încă o dată dovadă de responsabilitate și grijă față de elevii săi. Peste 1000 de profesori s-au vaccinat deja până în acest moment. Totodată, de la începutul celui de-al doilea semestru și până în prezent, au fost infectați cu SARS-CoV-2 13 cadre didactice și 17 elevi. 1200 de profesori au fost vaccinați împotriva SARS-CoV-2 până în acest moment la nivelul județului Mehedinți. Cazurile de infectare cu COVID-19 sunt încă prezente în școli și în licee. De la începutul celui de-al doilea semestru și până în prezent au fost confirmați pozitiv 13 cadre didactice și 17 elevi. La reluarea cursurilor după vacanța de iarnă, în data de 8 februarie, până în prezent, în județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19, 13 cadre didactice și 17 elevi. Au fost recomandate măsuri de prevenire a răspândirii îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2, conform legislației în vigoare. Precizăm că au fost vaccinate aproximativ 1200 de cadre didactice în cadrul fazei a doua de vaccinare. Imunizarea profesorilor reprezintă cea mai sigură măsură luată împotriva infectării cu COVID-19. De asemenea, elevii de peste 16 ani ar putea avea prioritate la vaccinarea în etapa a treia.